Bine v-am găsit! România se sufocă sub presiunea prețurilor și atenție, încă suntem departe de toamnă, ce va fi atunci vom vedea. Banca Centrală se pregătește pentru o nouă creștere a dobânzii cheie și nu mai merge pe varianta cu jumătate de punct procentual. Gurile rele spun că deja se pregătește pentru creșterea de un punct procentual, ceea ce înseamnă enorm dacă stăm să ne gândim la ce se întâmpla la finalul anului trecut. Mai simplu, se scumpesc banii, scade finanțarea, staționăm. Ce să facem? Pentru că ne așteptăm la stagflație. Vom explica și acest lucru pentru cei care nu știu ce înseamnă. Românii încep să simtă mirosul sărăciei, așa cum spuneam, pentru că inflația estimată, dacă dobânda cheie ajunge la 4%, este de două cifre, asta nu e o noutate, dar s-ar putea să depășească lejer 15% în cifrele oficiale, nu în piață. Și guvernul a pregătit acea ordonanță cu voucherele, 3 milioane de oameni vor beneficia, dar rămâne de văzut cum se va aplica, pentru că vin niște carduri, oamenii vor aștepta niște bani, mai mult decât atât. În prima tranșă, banii nu vor fi europeni, ci de aici, de la noi. Cum facem asta cu presiune pe buget? Vom vedea deocamdată declarațiile premierului. Voucherele sunt în vigoare. Este o ordonanță dată și există... Parcă era 1 iunie, nu? 1 iunie. Vor primi categoric. Pentru că este o întreagă procedură, un întreg proces categoric, pentru a intra în... Categoric se vor primi aceste vouchere de la 1 iunie. Trebuie să fie emise, nu s-au făcut licitațiile pentru firmele care vor emise. Sunt ferm convins că executivul în acest moment se ocupă de acest lucru. Prima ordonanță de urgență pe care o vom adopta astăzi este cea referitoare la voucherele care vor fi acordate cetățenilor cu nevoi, în sensul în care pot să beneficieze de masă caldă sau să procure alimente. Este vorba de 3 milioane de persoane care vor beneficia de aceste vouchere odată la două luni. Este o măsură a cărei valoare totală este de aproximativ 3,1 miliarde de lei, iar 50%, jumătate din acești bani vor proveni din fonduri europene. Da, cam acesta este punctul de discuție. Sarmiza Andronic, analist politic. Bună seara, mulțumesc. Metropola. Bună seara, domnul Dan Schwarz, analist economic. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, mă bucur să ne revedem. Domnul Laszlo Otilo, senatorul DMR, bună seara, mulțumesc. Și domnul Octavian Hoandră, pe care, ca de obicei, îl salut cu voioșie. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu îi salut pe toți cei de acolo. Fac o analiză a cadrului. Ați fost de curând la golf? Da, azi dimineață. Ați jucat cu președintele sau? Mă, nu joc cu președintele, eu joc pe un câmp. Nu prea e teren de golf oficial și președintele nu cred că vine pe câmp. Dar am jucat cu președintele, nu e nicio problemă. Ne știm de 30 Dar nu v-ați făcut niciun filmuleț cu președintele, domnule Hoandră? Nu fac filme, domnișoara. Adică... Filmele strică întotdeauna, nu știu unde apar, ce apar. Okay. Ați văzut că domnișoara aia care cu plagiatele aduce înregistrări interesante au apărut despre ea. Da, și Sarmiza Andronic se pregătește pentru domnișoara cu plagiat. Nu, Doamne ferește, așa ceva, în niciun caz. Bun. Mă, interesante, dar să nu fie despre tine. Acum, eu de fiind însurat și neavând obligații, nu m-ar deranja nici aia, dar de ce să mă invidieze lumea? Așa că mai bine mă duc și joc fără să pun filmulețe. Da. Haideți să vorbim de lucruri serioase, pentru că oamenii se gândesc deja la ce fac, cum își acoperă. Și vorbeam și în săptămânile trecute, nici măcar nu mai sunt teme populiste, pentru că este realitatea crudă. Domnule Schwarz, cu dumneavoastră încep, pentru că sunteți om de cifre. Cei în vârstă cu pensii mici deja se orientează către IFN-uri. Creditele neperformante, rata lor se estimează că va crește, chiar și pentru cei care au venituri bune, dar vorbim despre oameni care se împrumută de la o pensie la alta
Și de unde să te împrumuți decât de la IFN, unde îți vine cu dobândă de nu știu cât la sută. În fine, ideea este următoarea. În condițiile acestea, ce acoperim cu voucherele? O măsură bună, dar să vedem cum o implementăm. Deci, chiar dacă dificultățile pe care le avem sunt reale, asta nu înseamnă că măsura nu este populistă. Deci este prima observație. Și fac această afirmație în contextul în care valoarea acestui ajutor este de aproximativ 125 de lei pe lună. În total, 250 de lei pe lună, plătiți toți odată. Plătiți pe acest voucher, card, care încă nu știm cum o să funcționeze. În principiu, va funcționa la un POS. Deci va trebui ca banii să poată fi folosiți numai undeva unde există POS pentru a putea cumpăra, pentru a putea cumpăra cu ei. Prețurile din supermarketuri sunt mai mari decât prețurile de pe piața liberă, piața țărănească. Prin urmare, ajutorul va include în el și orice creștere de inflație, care se va regăsi în creșterile prețurilor de consum, în special în zona supermarketurilor, a micilor magazine și așa mai departe. După aceea, vreau să cred că se va găsi totuși o soluție pentru cei care nu au acces la astfel de magazine. Sunt undeva pierduți în vârful munților sau în altă zonă din, în altă zonă din țară. Cum vor obține acești bani? Poate ar fi fost o idee bună dacă acești bani ar fi fost, aceste vouchere în ghilimele, ar fi fost virate într-o modalitate oarecare în numerar, nu neapărat pe card. Știu că există pericolul, dacă se virează numerar, ca banii să nu fie folosiți pentru produse de primă necesitate, ci să fie folosiți pentru diverse alte lucruri. Există acest pericol, dar dacă nu-i virăm în numerar și virăm pe card, pentru cei care nu au cum să folosească aceste carduri, pericolul nu mai există, pentru că banii nu vor exista. Vor fi un card foarte frumos care nu va putea fi folosit. După aceea, acest card, nu știu ce măsură, este transmisibil. Cine poate să-l folosească? Îl poate folosi numai titularul, va avea pe el numele titularului, se va solicita la magazin și cardul de identitate pentru a ști că persoana care a primit cardul este cea care îl folosește, sau va putea fi chiar comercializat. Poți să vinzi un card de la care poți să scoți banii într-o piață care se poate crea ad hoc. Deci sunt multe, multe probleme, de știți cum se spune, că diavolul se regăsește în detalii. Sunt multe detalii pe care nu le cunoaștem. Deci până când nu o să avem o idee clară despre cum vor putea fi folosiți acești bani, exact pentru ce produse vor putea fi folosiți și în ce condiții, măsura rămâne până atunci la nivel de promisiune. Știu dacă e chiar promisiune, pentru că 1 iunie e aproape. Eu știu, 1 iunie este aproape, dar până când nu avem toate detaliile, până când nu este pusă promisiunea în practică, până când legea nu este aplicată, din păcate nu va funcționa. Nu e prima dată când se întâmplă astfel de dereglări în mecanismele guvernamentale, când se iau măsuri foarte repede pentru a rezolva o problemă punctuală, care oricum va fi o problemă punctuală. Nu uitați că aceste vouchere, pentru că revin iarăși la populism, nu rezolvă o problemă de sistem, ci rezolvă doar niște dificultăți temporare pe care cei cu niveluri foarte mici le întâmpină. În măsura în care 125 de lei, chiar pentru acești oameni care au venituri scăzute, reprezintă o sumă semnificativă. Da, domnul ministru Boloș spune că nu poți livra dintr-o dată 3 milioane de carduri, ceea ce înseamnă că vor fi în tranșe, ceea ce înseamnă că vor fi distribuite în funcție de categoriile profesionale, sociale. Probabil și mai departe. Se vor găsi criterii de distribuire. Faceți parte din coaliția de la guvernare. Cum? Domnul Schwarz a pus niște întrebări. Sunt pertinente aceste întrebări. Absolut. Ideea este, da, intenția e bună, cum se aplică?
Intenția este bună. Trebuie să recunosc că am văzut doar prima variantă înainte de ședința de guvern. Nu știu care este forma finală adoptată. Vin direct de la Senat și n-am avut timp să mă informez. Dar oricum este un început. E o primă citire până la urmă. Da, dar față de mizeria la care am asistat cu împărțirea bunurilor de larg consum către aceste persoane, cred că este un pas înainte acest voucher și fiecare își cumpără în funcție de necesități. Pe de altă parte, e foarte adevărat și domnul Schwartz ne-a prezentat câteva probleme care pot să apară inevitabil. 3 milioane de carduri până le împarți, nu e chiar așa de ușor. N-aș putea să vă spun care vor fi criteriile. Foarte probabil, prima dată, centrele de județ, după care localitățile mai mici. Este un drum foarte anevoios, dar oricum este un pas important în acest sens și în același timp foarte probabil va avea și un efect de aducere la suprafața unor activități comerciale în sensul fiscalizărilor. Pentru că eu mă aștept și uitați-vă atunci când s-a pus problema de a se folosi POS-urile și la piață au apărut. Au apărut și magazinele mici. Aduceți-vă aminte câte discuții au fost atunci când s-a pus problema cum adică să ai POS într-un magazin sătesc. Și uite că se poate. Și să retragi bani, da. Și să retragi bani. Deci, cu acordul comercial. Da, de pe carduri nu se pot trage bani. De pe aceste vouchere. Da. Despre aceste vouchere, exact. Deci oricum este un pas înainte și sper ca cei care beneficiază de aceste măsuri să le utilizeze pentru alimente și pentru ceea ce s-a eliberat. Nu pentru altceva și aici mă refer nu la băuturi sau la țigări sau la cine știe ce. Greu de controlat în localitate. Banii nu este adevărat. Dar în momentul în care ai cardul, știi exact pentru ce ai optat, pentru ce ai alimente. Deci, știi foarte bine că s-a discutat despre cele 6 alimente de bază care corect pot fi cumpărate cu aceste vouchere. La tine în emisiune, prima dată când s-a vorbit despre aceste vouchere, am pus această întrebare. Dacă cu ele poți cumpăra din piață? Și evident că nu poți cumpăra din piață. Mă rog, am rezolvat și problema asta cu producătorii români. Acum nu mă interesează dacă măsura asta se numește populistă sau altfel. Mă interesează că vin niște oameni, că vin niște vouchere, vin niște bani la niște oameni care au nevoie de ele. Eu nu mai am încredere că putem să nu luăm această măsură pentru că nu este bună pe termen lung și pentru că cine știe când, într-un viitor îndepărtat sau mai puțin îndepărtat, cineva va face niște politici publice coerente. Nu mă gândesc așa. Iartă-mă, dar trăiesc într-o lume în care mă gândesc că mâine unii nu au ce să mănânce, da? Nu mă gândesc la mine, slavă Domnului. Dar mâine unii n-au ce să pună pe masă. Mâine unii au niște copii care se vor uita pe geam la alții cum mănâncă, sigur, metaforic vorbind. Deci da, această măsură este foarte bună. Important este să fie implementată corect. Este foarte posibil ca întrebările care s-au pus în acest platou să aibă și răspuns. Numai că problema e următoarea. Noi nu avem conferință de presă să vină ministru sau cel care se ocupă de problema voucherelor și să răspundă jurnaliștilor la întrebări. Pentru că asta este o mare problemă în România, comunicarea. Este foarte posibil să avem răspunsuri la aceste întrebări. Ceea ce spuneam mai devreme și domnul Vaslu. Vis-a-vis de chestiunea asta că undeva vor fi voucherele și cum cumpărăm cu ele, da, există POS-uri peste tot. Repet, o problemă serioasă este asta, că nu poți cumpăra din piață și atunci chiar încurajeze altfel de comerț și nu pe cel autohton. Din păcate, da, gradul de bancarizare este redus în România, de digitalizare nu mai vorbim, e un termen așa abstract. Ceea ce mai spune ministrul Boloș este, vorbeam mai devreme de distribuirea acestor carduri care se va întinde se face prin poștă, în două luni, iunie și iulie, și citez acum, acolo unde nu sunt magazine sătești și nu s-a putut opta pentru masă caldă, în orașul, să zicem, de proximitate a adresei de domiciliu, vor fi posibilități de decontat, adică există magazine în rețea. Este foarte, foarte interesant modul de exprimare. Personal, eu n-am înțeles ce a vrut să spună.
Ce înseamnă posibilități de decontat, nu știu. Se folosește cardul sau nu se folosește cardul? Deci, dacă îmi permiteți, cred că domnul ministru s-a încurcat și mai rău. Se poate. Pentru că, pe de o parte, distribuirea, adică fabricarea a 3 milioane de carduri, necesită o licitație. Doi, dacă vorbim de magazine în rețea, iarăși trebuie ținut o licitație. Deci, sunt o serie de întrebări. Care rețea? Deci, din ce rețea se fac aceste cumpărături? Este o întrebare care este esențială. Ce se întâmplă cu costurile generate de emiterea acestor carduri? Acești bani ar fi putut fi folosiți pentru a fi distribuiți și ei către populația nevoiașă. Deci, dacă s-ar fi găsit o altă modalitate. Încă o completare, tot de la domnul ministru, despre carduri. Ele sunt asemenea cu cardurile pe care le-am folosit la tichetele pentru mese calde. Acolo făcea referire, acordate vârstnicilor și am fost dați ca exemplu de succes de OECD. Pentru că, în fine, restul sunt detalii. E posibil să fie un succes, nimeni nu dagă lucrul acesta. Dar până să fie un succes, trebuie să se întâmple ceva. Iar problema mea este exact aceasta. Întrebările pe care le-am pus sunt întrebări firești, nu e nimic special în ele. Normal ar fi fost ca aceste întrebări să aibă răspunsuri și să fie distribuite către publicul larg înainte ca să înceapă distribuția cardului. E ceea ce spune Sarmiz Andronic. Avem o problemă de comunicare, domnule Hoandră. Ce înțelegem? Sau ce să înțeleagă omul simplu dacă noi, în platou, dezlegăm niște lucruri? S-ar putea să greșesc, dar eu înțeleg așa, că guvernul se joacă și ne dă nouă teme false. Deci, de ce am ajuns în situația ca oamenii ăștia să fie muritori de foame? Pentru că s-a scumpit energia. Toată Europa a luat măsuri de blocare a majorării prețului energiei. România de luni întregi promite și nu face nimic. Mai ales că toți producătorii de energie din România sunt 90% ai statului român. Deci statul român, prin mizeria aia de ordonanță care zice, domnule, puteți să scumpiți energia, dar numai până la acolo. Și atunci toată lumea a scumpit-o acolo. Deci asta e o mizerie inimaginabilă. Deci dacă noi ne ducem după fenta asta cu 50 de euro și tot așteptăm de luni de zile să aflăm de ce s-a scumpit curentul, de ce s-a scumpit gazul, când la noi statul este acționar majoritar, domnule, atunci da, de ce nu s-au luat nicio măsură din pandemie și până acum? Nicio măsură care să semene cu măsurile... Păi, haideți să facem ca în afaceri. Dați-ne soluția. Asta e o mizerie, e vorba de 50 de euro, nu-i rușine. Să faci un card pentru 50 de euro, să-i dai la un amărât când ai putea să-i dai la pensie sau direct în buzunar, cum face orice stat. Asta e să-ți prostii, să mai adună două luni, până fac licitație, până totul e tragere de timp și cu curentul și cu gazul și cu voucherele și cu tot, e tragere de timp ca să jegmănească acest popor. Pentru că sunt într-un rahat infernal, pentru că nu au de unde, pentru că luăm cele mai mari împrumuturi la cele mai mari dobânzi, pentru că suntem niște mizerii de politicieni într-o Europă în care nu ne respectă nimeni și nu avem credit nicăieri. Asta este. Haideți că am închis geamurile, am terminat. V-ați oprit? Da, s-ar miza. Serios, că așa văd. Da, eu am înțeles. Sunt foarte de acord cu prețul la energie și nu pot să nu mă uit, cum spun eu, peste gard. Da? Hai să ne uităm, dincolo de faptul că l-avem pe domnul senator aici, hai să ne uităm la unguri ce au făcut. Hai să ne uităm până și Bulgaria, am spus-o de nu știu câte ori, prețul benzinei în Bulgaria este mai ieftin cu un leu. Adică și acolo se poate. Este foarte simplu. Doar să vrei să iei modele, atâta tot. Ne tot batem cu pumnul în piept că noi avem, că suntem dependenți de gazul rusesc doar 15% maxim. La un moment dat se discuta de 7%. Până la urmă nu știu care este procentul. La carburanți, dar am mai spus de nu știu câte ori aici. Trebuie văzut și făcut diferența. Care este prețul fără taxe și accize și care este prețul total? Dar noi plătim cu taxe și accize, da? Și cu TVA la acciză. Ca să ne înțelegem.
Deci, și dacă aflăm care e prețul, doar ne smulgem părul din cap și vedem că suntem țepuiți. Da, tot pe toată partea de nord a țării se duce să facă plin în Ungaria. Cum ești, domne, mergeți, vă rog, la Budapesta. Cum ieșiți din, de la vamă din România? Cum e altă țară, domne? Și partea aia de vest, a de est a lor, este cea mai săracă. Nu e ca aia de dincolo, de la ieșirea spre Viena și... Păi ceea ce spune dumneavoastră... Domnule, Victor Orban, ce tică loșe... Băi, dar Victor Orban te face ceva pentru oameni. Băi, nu ne place. Europa... Nu, stați cu Europa și moare lumea de foame. Exact ce povestiți dumneavoastră că se întâmplă în zona aia, se întâmplă și la Giurgiu, să știți. Toată lumea își face plinul în Bulgaria. De asta am spus ce am spus. Vă rog. Eu nu țin minte să se fi scumpit apa. Cu da, toate acestea sunt patru pagini de... Sunt proiecții și pe... Nu, nu, stați. Aia. Patru pagini A4 de hidrocentrale oprite atunci când este o criză energetică și când prețurile cresc. Asta n-am înțeles-o niciodată pe o piață unde 85% ești tu, statul român, proprietar pe acele companii. Doi la mână. Foarte probabil că această revizie de la Cernavodă putea fi un pic împinsă în stânga și în dreapta ca să existe într-adevăr pe o piață liberalizată concurență. Iar la ora actuală, atunci când stabilești un preț de referință, practic i-ai obligat pe toți concurenții să meargă la acel nivel. Asta s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat. Dependența noastră la curentul electric este undeva de vreo 7%. Norocul nostru este că nu avem cablu cu care să-i exportăm. Pentru că dacă am avea și facilități de export, atunci am fi rămas noi populația și firmele românești fără curent. Și o spun cu maximă seriozitate. Ăsta este norocul nostru. De ce trebuie să ne referențiem la o bursă de energie electrică de la Viena, când noi nu prea avem tangență cu acea bursă. 7% din piața noastră energetică. Și foarte probabil că dacă ar fi existat și oameni de specialitate, și aici mă refer la economiști, la Ministerul Energiei, atunci dacă ar fi făcut calculele ce câștigăm și ce pierdem, foarte probabil dacă am fi asigurat competitivitatea prin prețurile energiei furnizate către companiile românești, veniturile ar fi fost mult mai mari decât majorând prețul energiei și punând la pământ o bună parte din industria energofagă din România. Și o spun cu maximă seriozitate. Și le-am dat, mă rog, trebuie să vă spun că sunt și membru în Comisia Economică a Adunării Parlamentare NATO. Săptămâna, acum 10 zile, le-am atras atenția colegilor din celelalte parlamente. Atunci când te joci cu veniturile și costurile de viață a populației din țara ta, atunci pierzi. Norocul nostru în această clipă, și avem această experiență din 2009, dacă mai țineți minte, trebuie să recunosc, noi am decontat mai puțin șocul și rezultatul. Noi, UDMR-ul, marele perdant a fost Partidul Democrat, cu care eram în coaliție la momentul respectiv. Dar atunci au fost atinse doar o treime din persoanele active, cu alte cuvinte, cei care lucrau în domeniul public. Acum deja am atins toată societatea. Deci revenim la punctul de plecare. Această măsură, insist, încearcă să rezolve o problemă punctuală. Adică încearcă să rezolve imaginea de la televizor unde vezi copiii care vor să mănânce ceva și n-au ce. Fără să încerce să rezolve problemele structurale, problemele de sistem. N-am auzit pe nimeni spunând, la nivel politic, de ce s-a acceptat liberalizarea, în ghilimele, pieței de energie. Spre asta e vorba. Înainte să se ia toate măsurile pentru a oferi pe piață suficientă energie pentru ca prețurile să poată să se concureze unul cu celălalt. Am auzit că întrebările au fost puse de nenumărători, doar că au fost ignorate. Eu răspunsurile nu le-am auzit. Întrebările sunt puse de oameni care judecă. Dar răspunsurile nu au fost date. După aceea, plafonarea are un dublu efect negativ. Odată împiedică concurența, pentru că dacă s-a plafonat prețul, tot se vor duce până la nivelul plafonului, iar după aceea îi afectează pe producători și pe distribuitori, care dacă nu se încadrează în plafon, sunt obligați poate chiar să-și închidă business-ul.
Și odată ce aceștia ies din piață, oferta de energie iară scade, prețul iarăși tinde să se ducă în sus și așa în lanț se pot produce efecte negative. Deci eroarea fundamentală a plecat de la modul de abordare a unei idei corecte, că ideea de liberalizare e o idee perfect corectă, numai că ea trebuie făcută cu cap și coadă. Dacă îți permiți, că nu distrugi o țară. Și fără, și fără să distrugi, bineînțeles, liberalizare, de dragul liberalizării, nu are valoare. Toată lumea sărăcește, se închid firmele. Păi și hidrocentrala de lângă Cluj e 98% gata, nici acum nu se lucrează. Aia cu cărbunele, domne, toți rămâneau cu cărbunele și cu industria cărbunelui, băi, numai noi trebuia să închidem. Dar aici nu puteți să-mi spuneți că este prostie. Eu nu cred, la 30 de ani de presă cât am, nu cred că asta e prostie. Deci tot acest joc de a ia voucherul, stați că vedem luna viitoare, stați că facem ședință de guvern, nu luăm o hotărâre săptămâna viitoare. Credeți că de luni întregi ăștia nu sunt în stare să iau o hotărâre pentru că trebuie să dea? Și nu o să ia niciodată. Păi sunt două variante, domnule Hoandră. Mai bine ne răspundeți, că înțeleg că nu credeți în incompetență. Și atunci ce? Era voință? Beneficiile... Era voință? Nu, este căderea în genunchi în fața șefilor de peste ani. De la Poarta Otomană, la regimul Chezaro-Crăiesc, până la Uniunea Europeană. Deci, noi suntem în genunchi. Ce ne spun aia? Ca și cu vaccinurile. De ce ne trebuiau milioane de vaccinuri? Pentru că a zis aia. Și Câțul imediat zice, bă, lasă că, hai că iau eu, sunt omul tău de aici, din România, doar știi. Câte? 1 milion? 2 milioane iau. Pentru că asta vor ei, să-și conserve puterea, să-și conserve o poziție bănoasă și își bagă picioarele în tot ce e. Păi, ați mai văzut așa ceva? Păi, Câțu a plecat, a intrat la prim-ministru sărac și acum e și bogat. Așa e, după titlul asta? Romanului. Bă, ce să facem? Așa cum sunt guvern, cum se îmbogățesc. Domnul Laslo, dumneavoastră v-ați îmbogățit, că știu că nu erați chiar așa bogat. Domnul Hoandră, cred că dumneavoastră mă cunoașteți. Eu așa țin minte că veniturile mele au scăzut cu 95% de când sunt în viața publică. Eu mă cunosc și chiar să mă bucur că mai putem vorbi, că la Cluj nu ne mai întâlnim de rău, că se va direct măcar la televizor. Da, pentru că tot ați amintit de domnul Câțu. Haideți să vedem, vorbește de creșterea economică și de ce dicta. Pentru că vreau să ne întoarcem și la dobânda cheie. Atenție! Și la inflație. Sunt alte cauze, cumva. Să vedem soluția domnului Câțu. Comisia Națională de Prognoză deja a redus estimarea pentru anul acesta la 2,9%. Ei sunt printre cei mai optimiști. Eu am văzut foarte cam toate mediile sau media estimărilor este în jur de 2%. Nu este totul pierdut. Cu măsurile corecte poți să ai o creștere de 4,5%. Nu le-am văzut până acum, dar cu măsurile corecte poți să ai o creștere de 4,5% anul acesta, poți să ai și o creștere mai mare de 4,5% anul acesta, dar, repet, trebuie să fie măsurile corecte. Da, domnule Schwartz, vorbim despre lucruri care se vor întâmpla, vedem ce face Banca Centrală. Banca Centrală a venit și cu un studiu, a venit cu un raport în care spunea că nu e simplu așa să scazi taxele pe carburanți, pentru că generezi peculă și tot așa. Ideea este următoarea, se scumpesc banii. Toți spun, de la 3 la 4% înseamnă o creștere imensă pe dobânda cheie, acolo te racordezi când vezi și pe credite și pe tot ce înseamnă finanțare. În momentul în care vrei să oprești, dar întrebarea este următoarea. Nu poți, sau oare poți potoli așa, pentru că nu e vorba de consum în această inflație, sau e mai puțin? E vorba și de consum. Deci inflația este un concept teoretic extrem de greu de explicat și de înțeles și chiar de definit. Sunt tone întregi de cărți scrise despre inflație, sunt multe idei în ceea ce privește atât combaterea ei, cât și încercarea de a nu genera inflație. Pe scurt, se poate spune că inflația este de cele mai multe ori generată de politicile guvernamentale
și este corectată de politicile monetare ale băncilor centrale. Cel puțin dacă se acceptă teoria lui Milton Friedman, care a definit inflația ca o problemă monetară în esență. Există mai multe componente, bineînțeles, dar esențială este componenta monetară. Asta înseamnă că cu cât este mai mare masa monetară aflată în circulație într-o țară, cu atât riscul ca inflația să apară este mai mare, pentru că între masa monetară și oferta de produse nu există o potrivire. Deci nu este un raport corect între cerere și ofertă. S-a ajuns aici tocmai din motive care au legătură cu COVID în primul rând, și s-a întâmplat nu numai în România, s-a întâmplat în toată lumea, unde pentru a compensa pierderile pe care atât populația cât și mediul de afaceri ar fi putut să le aibă și chiar le-au avut datorită opririi activității, atât sociale cât și economice sau încetinirii ei, s-a mers pe ideea pompării de lichiditate în piață sub formă de ajutoare. Această masă de bani venită suplimentar a generat posibilitatea pentru populație de a cumpăra mai mult. Deci a încurajat creșterea. În același timp, economia n-a putut să producă la nivelul la care cererea s-a manifestat. Normal că, apărând această discrepanță, prețurile au început să ducă în sus, pentru că dacă sunt puține produse disponibile, cerere foarte mare, prețul crește. Este o judecată elementară într-o economie de economie. Atunci deduc că, pe termen scurt, măsura este bună. Adică ajuți o parte a populației vulnerabilă. Nu știți, știți unde apare problema? Problema apare la a găsi raportul între ajutoare și stimularea producției și a dezvoltării în general. Ajutoarele într-o economie cum e cea din Statele Unite, de exemplu, pot ajuta pentru că economia americană se bazează pe creșterea consumului. Dar până și economia aceea, foarte puternică din punct de vedere al consumului, a ajuns să aibă probleme de inflație pe care nu l-au întâlnit în ultimii 40 de ani. Pentru că banii care au fost pompați în piață, tot sistemul de protecție care a fost creat, a generat această inflație care cu greu poate fi controlată acum. Iar controlul ei, retragerea banilor de pe piață, e dureros. E dureros, în primul rând, pentru populație. Inflația, priviți inflația ca pe o taxă suplimentară, ca pe un impozit suplimentar, afectează exact în măsura în care ar fi crescut TVA-ul. Îi afectează pe cei cu veniturile cele mai mici. Da, dumneavoastră, spuneți, explicația dumneavoastră a fost foarte clară, însă bănuiesc că toate celelalte țări care au dat ajutoare și au fost în pandemie foarte multe ajutoare. Și toate sunt în inflație. Bun, da, bănuiesc că au prevăzut acest lucru. Nu? Din păcate s-ar părea că avantajele politice au avut prioritate. Și pentru aceste avantaje politice... Oamenii au supraviețuit în pandemie, iertați-mă, nu știu. Iertați-mă, nu numai că au supraviețuit în pandemie, dar au investit în imobiliar în pandemie, s-a pus problema dacă investim în aur, investim în monedă forte și așa mai departe. Eu nu știu oameni care au investit Asta este, că inflația nu lovește la fel pe toată lumea. Oameni care au fost salvați în Italia cu sume nu foarte mari, de 500-600 de euro. Și care au supraviețuit pentru că au fost închiși în stradă, în casă. Sigur că da. Cu siguranță, mulți dintre oamenii aceștia au fost exact în situația pe care o spuneți. Da. De asta spun că dacă nu se găsește acest echilibru între mărimea ajutorului și efectul negativ pe care îl are, atunci, pe termen lung, se ajunge la sărăcie. Da, am înțeles. Pentru că inflația este cea care generează sărăcie. Vom avea o lume plină de săraci. Da. Asta se întâmplă. Puterea de cumpărare. Da, sărăcia din România este o mizerie mizerabilă. Sărăcia din Franța e cu 2000 de euro pe lună. Deci nu comparăm, pentru că noi chiar nu ne putem compara. Nu compara, domnule Hoandră. Doar mă gândesc că noi, România, intrăm în aceeași oală cu acești oameni. Exact, intrăm în aceeași oală. Bineînțeles. Pentru că noi n-am avut un europarlamentar ca Dacian Cioloș care să distrugă economia, agricultura României. Noi, în loc să avem domnule, americanii, omul a avut curaj și zice, bă, suntem săraci, suntem la limită, New Deal, ne apucăm să facem baraje.
ne apucăm să facem agricultură. Păi la noi niciunul. Și nu, că lasă că e mai bine cu molurile și cu multinaționalele. Sau îi supărăm pe unii, că așa spuneați mai devreme. Păi asta, îi supărăm pe unii, pe atunci să ne mai plângem, domne. Lasă-i, domne, și pe ea, dă-ne dracu de voucher, lasă moară toți. Că e mai simplu, scăpăm de ei, cum zicea un celebru. Domne, ieșirea din sistem. Hai, domnule, să iasă toată lumea din sistem, să vă lăfăiți voi, bă, și să vă faceți voi acolo mici construcții la Bruxelles și să vă eternizați acolo cu câte 15-20. Deja ajungem la extreme cu aceste proiecte. Păi nu, dar ideea este că, știi, ne gândim de 20 de ori înainte de a pune ștampila. Ai pe cine să pui ștampila? Că dacă nu erau ăștia, erau alții, la fel. Păi, haideți că avem un politician în platou să ne răspundă, pentru că vorbim despre... Zilele trecute, săptămâna trecută, s-a vorbit despre pensiile speciale. Ok, nu sunt constituționale. Eliminarea lor nu este constituțională. Pentru parlamentari. Pentru parlamentari. Da. Doar pentru ei vorbim. Am să încerc să mă repet. Da? Deci, încă o dată, suntem de acord și solicităm în continuare, de mai bine de un an de zile, de pe vremea alianței PNL-USR-UDMR. Haideți să renunțăm la toate, dar inclusiv la magistrați, inclusiv la cei din poliție, inclusiv din cei de la serviciu. Acelea se cheamă de serviciu. Nu. Haideți să renunțăm la toate, să revizuim și să trecem, cu excepția militarilor care noi, statul român, îi trimitem în stânga și în dreapta. Da? În fiecare stat există un sistem de compensare. Dacă ai fost militar în Statele Unite, ai acces la universitate atunci când ți-ai terminat stagiul. V-am dat acest exemplu. Noi nu avem astfel de mecanisme și atunci trebuie să-i compensăm într-un fel sau altul cu acești bani pe care îi primim. Un al doilea aspect important. Noi, practic, ne dăm autogol de două ori. Da? După 25 de ani îi lăsăm să se pensioneze, după care îi reangajăm în același post și le mai dăm un salariu. Și atunci, a doua solicitare a fost toată lumea, indiferent care va fi forma adoptată, dar își accesează pensia când ajunge la vârsta de pensionare. Aceasta a fost solicitarea noastră. Nu știu care va fi metoda. Cam înțeles că azi dimineață colegii de la USR au depus un proiect, colegii de la PSD au anunțat că vor depune și dânsii. Și dacă vor fi toate aceste elemente, atunci le sprijinim cu drag. Și în paralel să revizuim sistemul public de pensii în așa fel încât să fie sustenabil, să nu ne crească deficitul de la un an la altul, iar plățile care le facem să aibă la bază contributivitatea. Perfect de acord. O declarație scurtă pe această temă, ne întoarcem. Legat de pensiile speciale, domnule președinte, au fost declarate neconstituționale pe motive de procedură. Nu ați respectat. A fost un proiect de lege inițiat de PSD. În primul rând, aș dori să dea explicații cei care au pensii speciale pe aceste pensii. Eu nu am pensii speciale. În acest moment așteptăm motivarea de la curte ca să nu facem modificări. Și se va iniția alt proiect, ținând cont de motivarea curții. Sunt lucruri care se amestecă și profit de faptul că avem un specialist în economie în platou, să spunem așa, cu toată simpatia, pentru că am purtat foarte multe discuții cu domnul Budăi și pe vremea când nu mai era ministru al muncii și spune că face tot posibilul, a avut o intervenție la Antena 3, în care a spus, nu știm procentul de creștere a pensiei, a punctului de pensie, dar vom face tot posibilul să crească pensiile anul acesta. Iată o altă măsură care, în principiu, este menită să ajute o parte a populației vulnerabilă. Pentru că tot vorbeam mai devreme de măsuri. Să ajute la creșterea inflației și să perpetueze spirala prețurilor. Ce să le facem, domnule Șvarț? Să-i lăsăm cu pensii de 1200-1500. Trebuie să ne gândim la aceste pensii atunci când nu eram într-o spirală inflaționistă. Și pentru că acum suntem, dați-le soluția dumneavoastră. Atunci ar fi trebuit pensiile ajustate. Nu s-a făcut lucrul ăsta. Da, vedeți că se iau cumva așa, la modul general, pentru la acea pondere din PIB. Exact, pentru că se iau la modul general și nu se judecă. Și suferă tot cei cu venituri mici. Sigur că da, pentru că atunci când intrăm în inflație, o să mai sufere pe lângă pensionarii care au tot pensiile mici, încep să sufere și alte categorii sociale. Pentru că inflația care crește face să crească prețurile,
ele afectează, așa cum spuneam mai devreme, în primul rând pe cei cu venituri mici, în care intră și pensionarii, dar intră și cei cu salariu minim pe economie, intră și agricultorii. Păi, cam asta am văzut în decursul timpului. Exact. Vă rog. Exact. Dacă îmi permiteți, mai este un criteriu care l-am solicitat. Pentru aceeași funcție, indiferent de anul pensionării, să existe aceeași pensie. Și de ce spun acest lucru? Ne îndreptăm cu pași repeși către acea perioadă când cei născuți după 1967 vor ajunge la vârsta de pensionare. Cu alte cuvinte, numărul beneficiarilor o să crească destul de serios. Dacă nu se modifică vârsta de pensionare. Chiar dacă se modifică, se ajunge mai devreme sau mai târziu, acești oameni vor ajunge la pensie. Asta însemnând 2 ani cu peste 500 de mii, 23 de ani cu peste 400 de mii de nou-născuți, în condițiile în care anul trecut am avut 160 de mii de nou-născuți la nivel național. Cu alte cuvinte, de la an la an, numărul contributorilor va scădea, numărul beneficiarilor va crește și la pensii și la sănătate. Deja se simte și am văzut statistica, motiv a crescut pentru cu care 20%. Atunci când solicităm, și eu solicităm foarte insistent, haideți să găsim o modalitate, iar varianta asta că am agreat sau cel puțin ne-am luat angajamentul pe 70 de ani fără regândi sistemul de pensii este o crimă. Dacă am fi rămas la varianta inițială introdusă la momentul respectiv cu punctele și valoarea punctului să varieze în funcție de cât se colectează, trebuie să vă spun, eu sunt născut în 64, pensia mea ar fi fost 124 de lei. Deci, corecturile ulterioare au fost făcute tocmai pentru a se ajusta, dar niciodată nu s-a intervenit în mod serios ca acest sistem să fie sustenabil sau să ne luăm un angajament cu cât trebuie să suplimentăm aceste venituri ca să le compensăm, să compensăm în ghilimele zis. Trebuie să mă lămuriți cu un lucru, pentru că a rămas așa cu un semn al întrebării. Sunteți singurul angajat la stat ale cărui venituri au scăzut cu aproape 100% de când lucrați pentru statul deci am român? Fost viceprimar, am fost viceprimar al Clujului. Și unul când, bun. Când a văzut nevastă mea prima dată fițuica de salariu, m-a întrebat de ce lucrez pentru banii ăștia. Și am avut un salariu cât de cât decent. Și în același timp a luat acea fițuică, a înrămat-o și la firmă, când veneau angajații ca să solicite majorare de salariu, atunci le-a arătat, uitați-vă cât câștigă viceprimarul Clujului. Și m-a întrebat cât timp am de gând să fac treaba asta. Și cât ați făcut? Cât ați fost viceprimar? 4 ani de zile și după aceea am trebuie să recunosc că domnul Laszlo a fost unul dintre cei mai extraordinari oameni din administrația Clujului și eu regret că a plecat, poate se întoarce înapoi. Dar ideea este că de ce să tăiem? Totdeauna trebuie să tăiem. Păi lasă, dacă așa s-a nimerit. Ok, nu se poate. Păi, dar să-i lăsăm așa? Hai să ajutăm pe ceilalți oameni să câștige, mă. Am văzut, domnul Otilo, că v-ați înghesuit acum cu legea, cu directiva europeană, cu legea turnătorului. Puneți și turnătorul în familie. Să fie și turnător în familie. Păi, dar de legea aia care spune că multinaționalele să lase bani în țară. Oare de ce nu treceți? De ce nu faceți o lege să rămână banii aici? O să vină și vremea ei. Credeți-mă. Da, așa cum a venit și legea offshore. Sau dacă nu, să corectați să fie și în fiecare familie să fie câte un turnător. Să le spuneți colegilor de la USR că ei scoase. Doamne, turnă familia și turnătorul. Da, e clar. Nu. Da, nici dacă pun bipuri așa la fiecare 20 de secunde, nu mai fac față. Este legea turnătorului, deci fiecare unitate administrativă, fiecare firmă, trebuie să aibă un turnător. Se zice avertizor de integritate. Păi vezi, și în familie se întâmplă nasoale. Să fie și în familie, poate că există o nouă zodie a turnătorului. Dumneavoastră vă dă mâna să vorbiți, că tocmai ați spus că sunteți mensurat. Ideea este că probabil s-a plecat de la realitate. Acești turnători există, trebuie doar oficializați. Pentru că prin lege sunt oficializați și sunt protejați. Și recompensați, înțeleg. Normal, protejați, asta înseamnă recompensați și așa mai departe. Nu asta este problema noastră. Poate să includem în legea adopțiilor, eventual. Nu eliminăm corupția
dacă facem așa ceva. Dar s-ar putea să folosească în lupta împotriva corupției. Dar lupta împotriva corupției trebuie dată în primul rând de cei care sunt la nivelul de sus al societății, de elite. Ei trebuie să spună, gata, ne-am oprit. Nu mai suportăm corupție. Corupție înseamnă economia României afectată profund de lipsa de concurență. Pentru că atunci când cineva se duce și corupe un politician, acel cineva este o firmă, este o companie, nu contează, română, străină, n-are importanță, care are un avantaj în raport cu cea care nu dă nimic. Ceea ce înseamnă că piața nu mai poate să funcționeze. Da, ideea este că tot mergem către polarizarea societății și asta nu e bine. Și asta se întâmplă, bineînțeles, iar ce auzeam mai devreme cu... Un român a inventat scannerul ăla pentru vămi. Știți că nici acum nu funcționează scannerul pentru tiruri, care scanează tirurile. Și, în schimb, omul ăsta, colegul dumneavoastră, economist de la minister, umblă după alea care fac unghiile. A spus exact degetul pe rană. Deci, exact așa se luptă împotriva corupției, folosind fonduri guvernamentale pentru a sprijini inventivitatea celor care cresc posibilitatea de control. Numai că probabil nu se dorește. Este greu de găsit o explicație sau o soluție în lipsă de informații. O concluzie, vă rog. Vă confirm că atunci când s-a pus problema trasabilității produselor accizabile, atunci a fost oarecare discuție. Da. Uitați, suntem într-o perioadă unică. N-am avut-o niciodată. Tare mă tem că în această clipă, datorită mecanismelor care nu vrem să le schimbăm, nu vor exista firme care să facă lucrările din PNRR. Pentru că asta presupune, ca să fii deschis, arunci o groază de bani în piață și trebuie să lași firme cine poate să facă. Tu să-i controlezi. A respectat termenele, calitatea, angajamentele luate... Dar dacă continuăm așa cum o facem acum, din câte am înțeles, Ministerul Dezvoltării e cea care este în termen. Celelalte ministere se mai învârt în jurul. Bun, cu subiect și predicat, scurt, ce riscăm? Cred că la ora actuală ar trebui să gândim un pic mai deschis și să dăm drumul la cât mai multe lucrări publice pentru cei care pot face, și aș dori să subliniez, și foarte probabil atunci n-am mai discutat nici de corupție, n-am mai discutat nici de alte probleme, cel care poate să facă, are capacitatea să-i dăm șansa să o facă și să-și plătească impozitele. Atât. Ăsta e rolul statului. Da, vă mulțumesc pentru participare. Doar o parte din subiecte le-am atins, pentru că așa e. Ca de obicei, rămân multe în dezbatere. Și acelea, cu ce înseamnă scumpirea banilor, poate data viitoare, pentru că deocamdată n-a fost făcut anunțul. Vedem. Apropo de o soluție, că mă întrebați de o soluție. O soluție este destul de simplu de găsit la ce se întâmplă acum. Oamenii trebuie ajutați. Indiscutabil. Dar în același timp, guvernul trebuie să facă ceea ce n-au făcut guverne anterioare de ani de zile. Să găsească soluția pentru rezolvarea problemelor structurale. Foarte greu de găsit soluția salvatoare Nu în două luni. Sau măcar ca surogat, așa. Două luni este ceea ce spuneți, ajutorare. Dar pe termen mediu și lung trebuie făcut ceva. Atunci trebuie să construiești, într-adevăr. Exact. Vă mulțumesc mult pentru participare. După pauză, pentru că tot vorbeam de PNRR și așa mai departe, undeva s-a zguduit asfaltul așa, de la parada militară. Vedem care sunt efectele. Vă aștept.